Cea mai folosită sursă de finanțare de către antreprenori este creditul comercial. La 2019, valoarea soldului era undeva la 383 de miliarde de lei. Apoi, a doua sursă este reprezentată de banii proprietarilor prin creditare și împrumuturi intragrup pentru companiile mari. Și pe locul 3 este creditul bancar de 117 miliarde de lei, undeva între 15 și 20% dintre companiile active din România. Și când mă refer la companii active, mă refer la companii care au depus bilanț și care au cifră de afaceri diferită de zero. Undeva între 15 și 20% dintre aceste companii sunt finanțabile și, din păcate, avem cel mai mic grad de intermediere financiară din Uniunea Europeană, circa 26% din PIB. Toate datele despre companii într-o singură platformă. Termene.ro. Afaceri predictibile.